Cetățenii moldoveni se tem că Rusia le-ar putea ataca țara. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că majoritatea cetățenilor vor menținerea neutralității pentru că se tem de un atac al Rusiei. We do have the provision of neutrality in the Constitution, and the majority of Moldovans still believe that the Constitution should not be changed. I would not believe that most of these people think that neutrality can keep us safe. I do believe that the Russian propaganda plays a role here, because many Moldovans believe that the moment we start talking about changing the Constitution, Russia can attack Moldova. Maia Sandu a fost întrebată și dacă Moldova și-ar putea schimba Constituția care prevede neutralitatea pentru a putea să adere la NATO. Totodată, președinta statului vecin a mai spus că unul dintre motivele utilizate de Rusia atunci când a atacat Ucraina, acela că a trebuit să se apere din cauza intențiilor Kievului de a adera la Alianța Nord-Atlantică, reprezintă o minciună. Ea a mai spus că Republica Moldova are o bună cooperare cu NATO, care a început cu mulți ani în urmă. Autoritățile de la Chișinău prețuiesc această cooperare, care ajută la consolidarea capacității de a apăra țara. Maia Sandu a scos în evidență și faptul că țara sa este protejată de Ucraina și că sprijinul occidental pentru Kiev ar trebui să crească pentru a-și recupera toate teritoriile. Ea crede că aceasta este singura soluție pentru a rezolva acest război.